Paul Teodorescu, generalul care a adus ancora, timona și elicea de avion, cele trei simboluri specifice a armelor de elită ale armatei române la Mănăstirea dintr-un lemn, a fost omagiat în județul Vâlcea la lăcașul de închinăciune al marinarilor și aviatorilor. O delegație de militari din forțele navale și reprezentanții ai statului major al forțelor aeriene și terestre au participat sâmbătă 29 iunie la ceremonialul militar și religios organizat cu sprijinul Arhiepiscopiei Râmnicului, la Mănăstirea dintr-un lemn. Se binecuvintează și se sfințește placa aceasta comemorativă, din stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În fața mănăstirii, acolo unde se află cele trei simboluri militare, a fost dezvelită o placă comemorativă. Un sobor de preoți, în frunte cu un alt preasfințitul Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit apoi o slujbă de pomenire la mormântul generalului, urmată de o depunere de coroane și flori. Mănăstirea dintr-un lemn a fost acum 80 de ani închinată de către generalul Paul Teodorescu, cel care a fost ministru aviației și marine în perioada interbelică, a fost închinată marinarilor și aviatorilor, a fost făcută de acestea ca un locaș de închinare unic în lume, nu doar în țară la noi, unic în lume, locaș în care marinarii și aviatorii să-și găsească liniștea, să-și găsească pacea. Generalul Paul Teodorescu a fost ministru al aerului și marinei în perioada 1938-1940 și este considerat ctitor al mănăstirii dintr-un lemn, întrucât s-a ocupat personal de restaurarea lăcașului sfânt. În acest an se împlinesc 80 de ani de când mănăstirea dintr-un lemn a fost consacrată ca lăcaș de închinăciune al marinarilor și aviatorilor. Generalul Paul Teodorescu a fost ministru aerului și marinei în perioada 39. El a fost cel care a refăcut această mănăstire și fiind și în demnitatea de ministru al aerului și marinei, a dedicat-o marinarilor și aviatorilor. Perioada în care marinarii și aviatorii aveau nevoie de acest reper în credință, în spiritualitate. Bineînțeles că au fost perioade tulburi, au fost perioade de creștere și decăderea acestei mănăstiri, dar întotdeauna și-a păstrat această menire de loc de slavă pentru marinari și pentru aviatori, ca loc de ocrotire a marinarilor și aviatorilor de către divinitate. Și cu această ocazie, astăzi, noi sărbătorim 80 de ani de când această mănăstire a fost refăcută și de când a primit acest hram, ca să pot spune așa, a marinarilor și aviatorilor. Din acest motiv, noi marinarii și colegii noștri aviatori suntem prezenți aici. Dar este o legătură peste timp. Paul Teodorescu, la momentul respectiv, în vederea salvării acestui locaș de cult, face un efort și îl atribuie celor două categorii de forțe de astăzi. Iar faptul că noi suntem prezenți aici periodic înseamnă că avem o legătură peste arc, peste timp, între marină, aviație, adică armată și biserică. A fost diplomat în Franța, un diplomat foarte bun, a fost adjunct la Ministerul de Război și apoi ministrul al Aerului și Marinei în 1938-1940. La rugămintea Reginei Maria vine aici și vede situația foarte grea în care se afla mănăstirea și decide să facă renovări, construcții și așa mai departe. Și face demersuri ca mănăstirea să devină mănăstirea aviatorilor și marinarilor, să se țină slujbe aici. S-au ținut toate bine până la începutul lui 1948, când s-a interzis colaborarea armatei cu biserica. După ce a ieșit din pușcărie, el reia legăturile cu biserica, după ce și-a primit pensia, pentru că
s-a tăiat pensia și ca să supraviețuiască făcea pungi de hârtie la Patriarhie și la Episcopia Râmnicului. Și venea cu cadouri pentru maici, pentru cei din Frâncești de aici, împreună cu colegii, cu toți cei care au colaborat, în 1973 a pus memorialul acesta care îl vedeți și insemnele celelalte sunt mai vechi, din 1940. Și până când a murit în 17 ianuarie 1981, a ținut legătura cu mănăstirea dintr-un lemn, i-a rugat, a lăsat prin testament colegilor lui să continue această colaborare, conlucrare cu mănăstirea dintr-un lemn. După 90 lucrurile s-au schimbat. În anul 2011, la Vâlcea a fost înființat Centrul de Cercetare a Conlucrării Bisericii cu Armata României Paul Teodorescu, cu sediul la mănăstirea dintr-un lemn, care își desfășoară activitatea sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România și Arhiepiscopia Râmnicului.